dimineața! Astăzi este 7 decembrie. M-am trezit, mi-am pregătit să mănânc, iar brioșele din acelea. Mi-am luat pe mine halatul pentru că dimineața mi-e foarte frig când mă trezesc, chiar dacă caloriferele sunt calde. Eu mă trezesc cu un reflex ăsta de tremurat de frig. L-am de când eram mică și mulțumim mie la grădiniță. Și am părul făcut codiței, abia aștept să mi-l desprind. Mă pun și o să mă machiez, să mănânc. Am vrut inițial să vă arăt cum fac eu tot procedeul ăla de cum intru în cameră, cum îmi deschid laptop, cum pregătesc să mănânc, dar mi-am dat seama că eu, în mod normal, la alte persoane sar peste acele procese și ascult doar persoana când vorbește, mă doar la persoana care vorbește, așa că nu am mai filmat, dar na. Asta e, haideți să vedem cum o să fie ziua de azi. Minunată, sper, fără sper. Câteva minute mai târziu, mamă, mi-am dat și jos acel halat, pentru că imediat cum m-am trezit, m-am și îmbrăcat în haine ca să nu mai pierd timpul. Și voiam să vă arăt machiajul de azi, de la ochi. În rest, nu prea îmi fac nimic, adică mi-am făcut sprâncenele un pic, dar nu prea îmi place ce a ieșit, dar nu-i bai. Dar pe față nu pun nimic pentru că o să am masca și nu se vede, așa că, na. Probabil s-ar putea să pun anticearcăn pentru că, na, se mai vede zona asta, dar în rest nu fac altceva. Și acum mă pun să mănânc și vorbim mai încolo. Acesta este trepiedul de mare anvergură pe care l-am. Folosesc efectiv coșul de gunoi pe care nu-l folosesc niciodată, e gol, apropo. Dar, da, am pus pe el pentru că mi-a fost lene, sincer, să instalez trepiedul, plus că cred că am uitat o piesă din el și nu îl pot folosi. Am luat pe mine plovărul, mi-am pus cercei, după cum ați văzut, cei de la Sensei, și da, sunt gata. Astăzi mi-a ieșit să fiu gata mult mai repede față de alte dăți. M-am trezit și de la 6 m-am trezit, da. Și e timpul să ne încălțăm și să plecăm. Și am plecat. Și asta e fața mea după ce am ajuns acasă. S-a terminat o zi la facultate. Haideți că mă dezbrac și vorbim după. Și gata, m-am și schimbat. Așa arată ținuta mea de casă. Și am și glugă. Dați să vedeți că sunt pregătită. Zici că sunt Jenny from the Block. Sau... De fapt, zici că sunt scufița roșie. Cu chestia asta mă duce cu gândul la scufița roșie. Dar da, asta este ținuta mea pentru azi. Mă duc și eu să-mi pregătesc să mănânc și vorbim. Ok, v-am adus la bucătărie pentru că vreau să-mi pun să mănânc și am aici ciorbiță de la mami, ciorbiță de perișoare. Hai să vedem. Deci nu o să vă vină să credeți pe ce stați. O să vă arăt după. Stați pe un sul de hârtie de bucătărie. Improvizăm. Am pus mâncarea la încălzit și aștept să se încălzească ca să mă pot pune să mănânc. Da, și acum vorbesc cu cineva, nu spun cu cine, o să vă spun la momentul potrivit, dar sunt foarte fericită. Deci vreau să vă zic că azi când am ajuns la facultate era așa un întuneric și un frig. Nu erau luminele aprinse, chiar mă gândeam, zic, băi, ori nu se țin la cursuri și n-am fost eu anunțată sau n-am fost atentă, că se poate întâmpla. Zic, Doamne, am ajuns în clasă oricum, am ajuns la și jumate. La 7:30 am ajuns, am plecat mult prea devreme de acasă, nu știu ce a fost cu mine și am ajuns prea devreme și am stat și era ceasul aproape 8 fix și nu venise nimeni și zic,
Ups! Chiar mă pregăteam să-i trimit mesajul unei colege și când am văzut că a intrat pe ușă, zic că ok, deci nu sunt singura care a venit la facultate azi. Am fost doar 5 în clasă și bine, proful. A fost super ora, chiar mi-a plăcut foarte mult, am dezbătut diverse subiecte, am mai aflat una alta despre examen, cum o să fie și domnul profesor ne-a spus că nu trebuie să ne facem griji, că nu o să fie cine știe ce, o să dea întrebări care s-au regăsit și în temele pe care noi le-am făcut, așa că nu o să pună prea mare presiune pe noi. Și haideți să mă duc să închid, că cred că e de ajuns cât a stat. Și în caz că mă întrebați, asta este suportul pe care mă țin. Cu Sabina. Mi-am scos ingredientele pentru că vreau să-mi fac cea de mâncare și mi-e poftă de șaorma, așa că asta o să facem. Haideți să vă arăt și vouă ingredientele și să vedem ce iese. De fapt ar trebui Sabina gătește, că n-am mai făcut de mult, dar în fine, nu-i bai. Avem așa, gogoșari, castraveți, niște muștar, ketchup și iute și picant. În borcanul ăsta am porumb. Așa, am niște wraps de astea de la Lidl, de la Kaufland, sunt curioase cum sunt. Apoi aici avem cartofi congelați pentru că mi-e mai ușor, oricum nu fac foarte des cartofi în general și atunci când îmi fac mi pun la șaorma, așa că am zis că n-are rost să iau cartofi, am luat direct de ăștia pregătiți. Iar aici am niște nuggets de pui de la Kaufland, dacă la prânz mi-ați în companie Simona, acum seara îmi ține Alexandra Andrei, draga mea prietenă pe care o pot să salut. Este cam mică foaia asta, nu știu cât o să-mi încapă mie pe ea, așa că cred că o să pun direct aici și am să încep să pun ketchup și muștar, cam așa fac eu. Am împărțit și puțin muștar, dar nu foarte mult. Știu că în mod normal ar trebui să pun salată, dar eu aleg să pun gogoșari și castraveți murați. Acum depinde ce ingrediente vreți voi să puneți, jucați-vă cu șaorma voastră, cum s-ar zice. E bucătăria mea și fac ce vreau. Eu am pus și porumb pentru că îmi place să pun extra porumb peste orice, dacă s-ar putea. Și acum mai trebuie doar să fac cartofii și acei nuggets. Eu personal am ales să mărunțesc nuggets-ii și vedeți că mi-a mai rămas o grămadă pentru că am zis că e mai bine așa, dar având în vedere că chestia asta este destul de micuță, nu o să-mi încapă mult și nu vreau să dea pe afară, plus că o să mai fie și cartofi și da, cam asta e treaba. Ok, am pus și pieptul acel nuggets și acum cartofii. Arată ca o porceală, ce să mai, o zic pe românește, mai pun puțin ketchup, știu, nu e deloc healthy, dar nici eu nu pretind că sunt healthy. Sau, de fapt, nu pretind că am un stil alimentar sănătos, așa că, na, hashtag nu-mi pasă. Și cam așa arată șaorma noastră, să avem poftă. Și partea mai puțin frumoasă, vasele. Hai să facem minune.
Și ta-da! Dacă ar funcționa totul așa și în viața reală, ar fi perfect. Dar am terminat, așa că mă bucur foarte mult. Am decis să închei clipul pe seara asta, pentru că deja este 7 ceasul și vreau să am timp cu editatul până când începe emisiunea mea și vlacuțite, că știți că îmi place să mă uit. Astăzi am stat mai mult prin bucătărie, dar sincer să fiu, este una dintre camerele mele preferate, pentru că eu mereu mi-am dorit o bucătărie mai mare și cum aceasta este mai mare decât a mea, vă dați seama că mă bucur de ea cât o am la dispoziție. Am mâncat, a fost foarte, foarte bun. Sunt plină, hashtag burtică fericită. În seara asta o să mai mănânc niște clementine, pentru că le ador, mănâncam 3 seara, 3 după prânz, 2 la facultate. Da, mănânc foarte multe pentru că îmi plac și mi se par super, super bune. Dar cam asta a fost clipul de azi. Abia aștept să văd păreri, impresii, like-uri, comentarii, whatever, ce vreți să-mi lăsați voi acolo. Și vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și azi. Nu ne se cred că deja au trecut atâtea zile și nu știu, abia aștept să văd ce o să se mai întâmple pe parcursul acestui zil în decembrie. Și acum haideți să facem minutul de recunoștință, pregătesc cronometru. Sunt recunoscătoare pentru faptul că am primit un pachet minunat de la cei de la Sano, lucru pentru care le mulțumesc. Din păcate nu sunt acasă să mă bucur de ele, dar le-a scos mama din cutie și mi-a arătat ceea ce am primit și le mulțumesc foarte mult că s-au gândit la mine. Sunt recunoscătoare pentru faptul că am râs azi atât de mult, deci îmi place foarte mult când mă întâlnesc cu colegii mei și râdem și cu profesorul, chiar a fost super tare, chiar mi-a plăcut foarte mult. Iar un alt lucru pentru care sunt recunoscătoare, acest compleu pe care îl port se murdărește foarte greu, la modul că am dat pe mine o grămadă de chestii azi după ce l-am pus pe mine, evident. Și vreau să zic că l-am frecat așa puțin și s-a dus pata. Chiar sunt foarte uimită și șocată în același timp. Cam aceeași chestie, nu? Da, în fine. De faptul că nu se murdărește, I'm impressed. Chiar sunt bucuroasă pentru chestia asta. Să bem, zic, aici am la fel acel sirop de fructe de pădure de la Lidl. Foarte bun. Și cam atât a fost cu vlogul de azi. Dacă v-a plăcut, aștept să îi dați un mare like, un com și noi ne revedem mâine cu un nou clip.